Costume personalizate în funcție de eveniment, dar și de dorința clientului, atelierele de croitorie le oferă bărbaților șansa de a fi designer de ocazie. Clientul vine cu o idee, își poate alege chiar și materialul, iar în 3 săptămâni primește acasă un costum caturnat. Salut, Adi! Salut! Bine, uite, am venit, am o ocazie specială. Asta. Trebuie să căsătoresc pe cineva pe iaht și m-am gândit că am nevoie de un costum nou. Ovidiu este capitan pe iaht. La muncă se îmbracă lejer, însă când apar ocazii speciale, vrea haine gândite de el și realizate de un croitor cu experiență. Noi o să fim pe un iaht alb, în soare, pe mare, cu valuri și îi voi întreba dacă de bună voie și nezis de nimeni vor să se căsătorească, așa că trebuie să fie ceva în tonul... Așa, peisajului. Dumitru Popa are 44 de ani de experiență, din care 40 petrecuți la Teatrul Național. Știe să respecte dorința clientului, iar atunci când e cazul să îmbunătățească ideea. Sunt multe, foarte multe piese la care am lucrat. Sub îndrumarea lui, bărbații își pot alege materialul, ba chiar și detalii, precum gulerul, manșetele sau nasturii. Este greu să găsești și ceva să-ți placă și să vină și pe măsura ta. De obicei faci un compromis. Ori alegi ceva care să ți se potrivească, dar nu-ți place modelul. E ok, Mărina, dar nu-ți place modelul. Ori cauți un model drăguț, dar după aia trebuie să umbli la croitor, să-l ajustezi sau să-l porți așa. Iar de la vorbă la costum e cale lungă. 3 săptămâni durează până croitorul face unul pe măsură. Iar pe măsură sunt și prețurile. Un costum, de exemplu, pleacă de la 470 de euro sau 2100 de lei și crește în funcție de tipul țesăturii. Cei care aleg să poarte costume la comandă sunt în special oameni de afaceri în poziții înalte, dar și bărbați foarte pasionați de felul în care arată. Conceptul de costume personalizate a apărut în România încă din anul 2010, însă de-abia acum a început să fie la mare căutare.